Falul de gripă și viroze a aglomerat spitalele de pediatrie din capitală. Sute de copii ajung zilnic în camerele de gardă și în unitățile de primiri urgențe, cu febră mare, dar și cu grave probleme de respirație. Iar medicii se plâng că se găsește cu greu un loc liber pentru internare. Aglomerate sunt și spitalele de boli infecțioase. Care este situația în spital în prag de anul nou, ne spune domnul dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balci din capitală. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Ce se întâmplă în acest moment în spital? Sunt mai multe prezentări? Cu ce probleme vin pacienții? În creșterile sunt mai mult decât evidente și sunt de 3-4 săptămâni. Și nu e vorba doar de spitalele de pediatrie sau spitalele de boli infecțioase. Practic toate camerele de gardă în momentul de față în România sunt sub presiune. E adevărat că e un sezon, așa cum am avut și înainte de pandemie, nu sunt lucruri cu totul diferite. Mai că în momentul de față, în afară de infecțiile respiratorii de sezon, și aici mă refer, bineînțeles, în primul rând la gripă, dar sunt și alte virusuri, vorbim de infecții bacteriene, vorbim și de rujeolă, din păcate, pentru că lipsa vaccinării își spune în mod evident cuvântul, vorbim și de toxinfecții alimentare, alte boli infecțioase, toate la oaltă înseamnă, așa cum spuneați, o presiune și la nivelul locurilor de internare. De exemplu, în Matei Balci, din 200 de prezentări, aproximativ 200 prezentări în 24 de ore, înseamnă și copii și adulți, 20% au nevoie să fie internați. Da? Sunt persoane în vârstă, sunt persoane cu boli cronice, sunt cei cu forme severe și e destul de greu să rezolvi, oricât ai face, oricât ai reuși la nivel de externări, în fiecare zi, acele locuri se ocupă și lucrurile se reiau. Deci e o perioadă destul de complicată și cred că va fi și în primele luni din 2024. Vă rog să ne spuneți dacă ați fost puși deja în situația în care să transferați pacienți către alte unități medicale pentru că nu mai puteți face față. Bine, încercăm să rezolvăm totuși lucrurile. În momentul în care nu ai un loc și nu este o urgență medicală și pacientul poate să meargă în alt spital, sigur că pentru moment poate fi o soluție. Eu cred însă că e mult mai bine ca distribuția să facă destul de uniform încă de la început, în așa fel încât pacienții să ajungă în mod echilibrat în toate spitalele. Chiar dacă e un spital care nu e de boli infecțioase, orice cameră de gardă ar trebui să poată filtra și evalua un pacient care are, de exemplu, gripă sau viroză sau o pneumonie chiar de cauză bacteriană. Domnule doctor, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Plăcere!